Și domnilor, vă spun bun găsit la o nouă ediție specială a știrilor TVS, prin care anunțăm, așa cum am făcut și alte ori, sau mai bine zis, promovăm emisiunile noi din grila noastră de programe. Pentru că, firește, ne dorim să ne aflăm într-o continuă dezvoltare, să venim mereu cu informații noi. Cu emisiunii noi, și cu oamenii noi care să vă spună și să vă aducă tot felul de informații care până la urmă sau prin care până la urmă ne îndeplinim menirea. Iată că, așa cum ați observat, de câteva luni, o nouă emisiune pe postul nostru de televiziune. Tehnocultura. Una dintre emisiunile care s-a bucurat de cel mai mult succes și al cărei realizator este acum invitatul meu în studio. Este vorba despre Manuel Cheța. Salut, salut! Manuel, bine ai venit bine găsit pe toți. La noi. Vreau să spun, apropo de formula ta cu salut, salut, că unul dintre lucrurile sau dintre detaliile care îmi plac la emisiunea ta este acela că tu vorbești foarte direct cu telespectatorii. Prin urmare, sper că n ai nimic dacă facem același lucru și în această ediție specială. Da, normal. asta, e simplu, este modul cel mai simplu prin care oamenii pot, să înțel pot înțelege ceva. Îi zici salut, te salut, te invit, te trimit la plimbare, deci cel mai direct mod posibil. Ok. Așa cum spuneam, încercăm prin aceste Emisiuni, prin aceste ediții speciale să ne promovăm și propriile producții. De ce? Pentru că iată încercarea noastră din ultimii ani de a îmbogăți grila, așa cum am spus, cu tot felul de producții noi, nu se oprește aici și avem, bineînțeles, în lucru și în perspectivă multe alte proiecte. De ce am dorit să ne întâlnim și iată în această formulă și sub acest generic al edițiilor speciale? Pentru că oarecum facem botezul fiecarei emisiuni, Tehnocultura se află încă la primele ei ediții. S-a bucurat de o bună recepție în rândul telespectatorilor. Emisiunea arată bine și acum cu toată modestia pe plan local și chiar și pe plan național sunt foarte puține Emisiuni dedicate acestui fascinant domeniu. Iată, tehnica, tehnologia, știința. Și, chiar și în acest domeniu, putem vorbi despre o cultură, pentru că. Uh, în calitate de realizator al agendei culturale, de, am avut de câteva ori curiozitatea să mă uit să vedem cum se definește exact termenul de cultură. Iar cultura înseamnă așa, totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire de-a lungul evoluției sale. Și atunci, într-un mod foarte corect, putem vorbi despre uh, acest uh, generic uh, spus de tine, foarte corect, tehnocultura. Da? Sau Bravă. despre o cultură a tehnologiei. S-ar pentru că mie îmi place așa să abordăm și cronologic orice uh, poveste, da, da. să mărturisim telespectatorilor cum s-a născut această emisiune, pentru că Manuel uh, a venit într-o zi și mi-a spus că ar dori, ar intenționa să facă ceva în acest sens. Și eu am spus, da, politica noastră este că porțile televiziunii TV sunt deschise către toți oamenii care au pasiune pentru acest domeniu și vor cu adevărat să facă ceva și mai mult decât atât care și au, de, uh, au ceva de spus. Manuel m-a convins într-un timp foarte scurt că are uh, ceva de spus în acest domeniu, am vizitat site-urile sale și nu peste mult timp a apărut și emisiunea. Și atunci înainte de toate, Manuel, te-aș întreba de unde pasiunea aceasta a ta către domeniul acesta extrem de vast, tehnologia și știința. Are, are o istorie foarte lungă, pasiunea asta mea. Să zicem că undeva în jurul vârstei de 12 ani am descoperit astronomia, nu astrologia, că n-am nicio treabă cu aia. Astronomia. Și m-au fascinat stelele și m-a interesat să aflu cum pot afla oamenii atât de multe informații despre stelele respective. Că vorbesc de stele de uh, diferite uh, tipuri, cum pot să deosebesc luna de alte planete sau care diferența între o stea și o planetă pe cer. Și de acolo am citit tot mai multe lucruri din domeniul astronomiei. Și prin astronomie, încetul cu încetul, am ajuns și la partea de tehnologie în general, iar prin liceu citeam revista Știință și Tehnică oricât de des puteam. Plecam de la internat, unde stăteam la școală, și mă duceam la bibliotecă, unde citeam Știință și Tehnică. Și acolo le frunzăream cât de mult puteam. Știi, Manuel, se spune în general că orice realizare a noastră pornește de la un vis. Putem să considerăm că și în cazul tău este vorba despre un vis împlinit? A, este, pe jumătate. Pentru că cumva, într-un viitor nu foarte nepărtat, sper să ajung și eu să învăț fizica așa cum trebuie, într-un mediu academic, sper poate chiar să ajung și un om de știință. Dar până acolo, probabil, mai sunt cine știe, 10-15 ani. Eu am terminat facultatea la inginerie tehnologică, la construcții aerospațiale, chiar există așa ceva în Brașov, și am descoperit că mai degrabă mă ajunge undeva pe un domeniu ce ține de fizică, fizică teoretică. Și mai devreme sau mai târziu va trebui să încep facultatea de fizică. După aia master, doctorat și fac cercetare. Deci mai am drum până acolo. Spuneam că vizitând site-urile tale care sunt așezate sub acest generic tehnocultura, mi-am dat seama într-un timp destul de scurt că știi foarte bine despre ce vorbești. Am convenit așa cum bine știi să punem și emisiunii pe care o realizezi aici la TV tot acest nume, Tehnocultura, dar am apreciat înainte de toate la tine că trăiești și ai acest, această dorință de a împărtăși semenilor fascinația pe care o ai pentru cunoaștere, cunoștințele care le ai în acest domeniu și pentru că eu cred foarte mult că mai ales în ceea ce privește televiziunea este foarte importantă această dorință de a împărtăși semenilor trăirea noastră. La tine, de unde pornește această dorință de a împărtăși pe care eu întotdeauna o asociez cu Maxima unui înțelept din vechime care spune că o bucurie estetică atunci când o împarți o sporești. Asta se poate aplica în foarte multe alte domenii. O bucurie atunci când o împarți o sporești. Cunoașterea atunci când o împarți o sporești. Da, exact. Ideea este că undeva prin 2010 mi-am pornit un blog pe WordPress și printre lucrurile pe care le scriam eu aiurea pe acolo, am hotărât să scriu și despre știință. Știință și tehnologie, ce îmi plăcea mie. Am scris despre SETI, Programul, ameri programul American de Căutare a Inteligenței Extraterestre, am scris despre câteva articole despre cum mai putea obține un robot umanoid în zilele noastre și am urmărit așa o serie și mi-am propus ca domeniile și lucrurile care îmi plac mie să le împart și altora. Și am făcut treaba asta prin website-urile mele, de obicei. Iar din 2012 am hotărât să fac mai profesionist și mult mai des treaba asta decât o făceam înainte. Și atunci am făcut website-ul tehnocultura.ro și acum am pus strict articole de știință și de tehnologie. Acum s-au undeva pe la vreo 800 de articole pe o mulțime de teme, de, pornind de la genetică și teoria evoluției, ajungând până la fizică și astronomie, inclusiv în puncte puțin mai dificile, în care, într-adevăr, trebuie să folosești calcule și formule. Și eu cred că dacă e ceva ce îmi place și știu că e util, eu cred că trebuie să împar cu oamenii lucrul acesta. Pentru că este, într-adevăr, ceva util să știi cum funcționează tehnologia din jurul tău. Asta este o idee foarte nobilă, după părerea mea, pe care mi-aș dori să o sădim la fundamentul fiecăruia dintre emisiunile pe care le realizăm la TVS, pentru că marca ta, tehnocultura, are și un subtitlu: Află secretele științei și tehnologiei. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm nicio clipă, de asta vorbeam despre nobleția acestei idei, că în general cuceririle științei și tehnicii au dus lumea înainte. Exact, exact. Nu cred că există altceva decât dorința omului de a cunoaște mai bine universul din jurul său. Dorința asta, dorința aceasta e a împins pe oamenii înainte ca să afle cât mai mult fenomenele din jurul nostru s-au făcut salturi mari prin perioada grecilor, apoi salturi mari s-au făcut prin perioada lui René Descartes, Galileo Galilei și de acolo până încoace. Și, um, treaba este că nimic altceva decât știința și tehnologia nu a dus civilizația mai departe decât punctul în care suntem noi acum. Deci orice alte sisteme n-au reușit să facă treaba asta. Și atunci Preferăm și eu, unul, prefer ca în orice loc din societate să fie promovați tehnocrați, oameni care își cunosc bine domeniul lor și oameni care ar putea să promoveze mai departe știința și tehnologia în genere, așa. Pentru numai. Da. Um, dacă stăm și ne gândim. Uh, știu, o perioadă mai lungă de câteva mii de ani a evoluției omenirii, omul întotdeauna a dorit să progreseze, să-și facă practic viața mai ușoară și mai confortabilă prin tehnica pe care a avut-o întotdeauna la dispoziția sa. Dar, totuși, știința și tehnologia nu a progresat niciodată de-a lungul evoluției omenirii de pe parcursul câtorva mii de ani, atât de mult cât a progresat în ultimele două secole. Da, în ultimele câteva secole este, este drept. S-au făcut ceva evoluții mari, cum ziceam, prin perioada grecilor, perioada grecilor însemnând anul 600 înainte de noastre până în era noastră. Dar cele mai multe evoluții s-au făcut după ce s-a acceptat faptul că noi trebuie să ne uităm la universul din jurul nostru nu prin prisma spiritualității sau a religiei, ci prin prisma materialismului. Ok, dacă masa asta este tare, de ce este tare? Nu pentru că vrea Dumnezeu, ci vrem să aflăm într-adevăr de ce este tare. Și lucrul acesta a determinat o serie de oameni de știință de-a lungul timpului să afle multe lucruri și multe legi ale naturii care pe care le folosim noi în ziua de astăzi. Da. Acum, eu nu sunt nici pe departe atât de inițiat în acest domeniu ca și tine, dar, totuși, mă gândesc că ne putem pune o întrebare interesantă. Fără foarte multă știință și tehnologie, anumite civilizații care au existat pe Pământ de-a lungul evoluției omenirii au cunoscut, știu eu, secrete ale. Astronomiei sau ale științei, sau ale care țin de construcții pe care noi nu ni le explicăm în ziua de astăzi. Tu, Totuși, ești mult mai cunoscător în acest domeniu. Cum explici până la urmă această disproporție, să spunem? La un nu acest este acest nicio disproporție. Noi <gânt> trăim cu impresia că noi suntem inteligenții uh, rasei noastre sau umanității în ziua de astăzi. Dar adevărul este că. Un om de acum 5.000 de ani, 7.000 de ani, 3.000 de ani nu avea o inteligență mai mică decât a noastră. Problema este că se năștea într-o civilizație care nu avea atât de multe instrumente la îndemână ca, ca fiecare dintre noi. Și atunci, normal, ne este greu să ne gândim, oare oamenii acum cum au putut să construiască o piramidă? Cum s-au putut gândi să facă un șurub al lui Arhimede prin care să ridice apa la etat, Sau cum ar fi putut gândi să facă Astrolabul? Un prim model de calculator mecanic, dar noi pierdem din vedere faptul că aveau aceleași creiere, numai că erau puși într-un alt context. Și atunci, dacă ne gândim prin prisma asta, ne dăm seama că o parte dintre ei puteau să inventeze anumite reguli, pe care după care să urmeze construcția lucrurilor, să-și dea seama de anumite legi ale naturii și, bineînțeles, să studieze. Astrele, cum ziceau, că pe la vremea respectivă interesul major era în astrologie, nu în astronomie. Și poate că uneltele mai sărace pe care le-a pus atunci le-a stimulat mai mult ingeniozitatea. Da, i-a obligat să gândească pe o anumită latură. Nu nu i-a ajutat foarte mult, dar i-a obligat să gândească pe o anumită latură și totuși au reușit să facă ceva. Nu mi se pare deloc imposibil ca un om de acum de acum 5000 de ani să fie în stare să facă turnuri foarte înalte sau să facă sisteme interesante de scripeți. Deci nu, nu. Bun, dar cred că un alt aspect foarte important care ține de Evoluția științei este acela că, poate întotdeauna și chiar și în zilele noastre, lucrurile care s-au descoperit au fost, să spunem, mult mai evoluate la un anumit moment și mult mai puțin cunoscute pe scară largă de către public, cel puțin. Dacă ne gândim în urmă, cu mai multe secole. Dar cred că și în ziua de astăzi este valabil acest lucru, dar poate ne spui tu o părere mai, mai pertinentă față de descoperirile care există astăzi, făcute în domeniul științei și tehnologiei. Pe scară largă nu sunt folosite foarte multe, publicul larg nu cunoaște foarte multe dintre descoperiri. Sunt două puncte diferite la care trebuie să fac referire. Ai zis că nu sunt folosite la, larg, la scară largă și că nu sunt cunoscute. Problema este că nu sunt cunoscute, dar de folosit se folosesc la scară largă foarte multe lucruri din cercetările recente, să zicem, recente însemnând două, trei decenii sau în ultimii zece ani de zile. Problema este că oamenii nu cunosc ce au în fața lor. Sunt obișnuiți să folosească un telefon mobil, sunt obișnuiți să folosească un calculator, au auzit de sateliți, și cam atât. Dar problema este că tot felul de cercetări care se fac astăzi, în 10 ani de zile, vor fi implementate, sau în 20 de ani, vor fi implementate în uzul, în uzul de zi cu zi. Majoritatea oamenilor nu sunt interesați să afle cum funcționează un lucru sau altul, de aia nici nu-ți dau seama ce, sunt, ce știință este în acele obiecte. Deci, problema principală nu e că nu se folosesc, ci că nu se cunosc. Tocmai de aceea am făcut și emisiunea în care trecem puțin și prin istorie să ne dăm seama de un fir istoric al unei anumite tehnologie, unei inverții, dar mai apoi să și explicăm, din punct de vedere al științei, cum funcționează un lucru sau altul. Și atunci problema este la partea de mediatizare a științei. Am văzut în câteva dintre emisiunile tale tot felul de informații, sau am aflat prin intermediul emisiunilor tale tot felul de informații despre descoperiri recente, care, așa cum spui, poate, poate peste 5-10 ani vor fi folosite de către noi toți. Care ți se par în momentul de față cele mai importante descoperiri care poate urmează a fi implementate în viața noastră de zi cu zi în curând? La un moment dat am vorbit de un implant în coloana vertebrală. Atunci când ai coloana vertebrală ruptă, ai nevoie de acel implant ca să faci din nou legătura între nervi, ca mai apoi semnalul să se transmită de-a lungul coloanei. Mai apoi ar mai fi un alt lucru, de exemplu, s-a putut filma lumina în zbor. Există un aparat numit femtocameră, și atunci, cu el poți să vezi un fascicul de laser cum sare prin mai multe oglinzi. Deocamdată nu poți ști exact care, care, sunt utilizările unei asemenea tehnologii. Dar, în schimb, urmărind fenomenele în felul acesta, poți să-ți dai seama de alte utilizări conexe. Um, o altă chestie importantă, care zic, despre care am vorbit probabil cu vreo două, trei emisiuni, e lupta împotriva cancerului. Mulți oameni zic că nu se întâmplă nimic, nu se fac cercetări în domeniul ăsta. Ideea este că se fac foarte multe cercetări în domeniul cancerului. Există câteva sute de tipuri de cancer. Oamenii știu numai cancer de piele, cancer de ficat sau ceva și atâta. Dar nu, există sute de tipuri. Și atunci s-au descoperit anumite proteine de curând care, dacă sunt, le oprești funcționarea, atunci și celulele canceroase mor după un anumit timp. Și sunt acum, și se mai fac Chiar în secunda asta nu mai mi-aduc alte lucruri. Dar se fac foarte multe cercetări prin care o să afecteze, va afecta utilizarea de zi cu zi. Uite, încă un lucru nou, l-am aflat de zilele astea, zilele astea, este vorba de circuite care se pot reconfigura. Noi acum în telefon avem anumite circuite fixe, pe o plăcuță, și ele au o anumită formă. Nu le poți, nu poți modifica acele circuite în caz că ai nevoie să folosești la un moment dat pentru calcule logice sau la un moment dat, să obții niște amplificări de semnal sau, sau un lucru în genul acesta. Ei, circuitele respective, în funcție de informațiile pe care trebuie să le prelucreze, pot transforma la un moment dat telefonul într-un alt aparat puțin mai complex, eventual să analizeze cine știe ce uh, unde radio sau să se transforme într-un amplificator, deși în mod original, nu este așa. Un amplificator. Sunt multe lucruri care se pot se fac astăzi și să le vedem și în zilele următoare. Sau de exemplu, încă una ca să te mai țin așa o secundă. Japonezii au prezentat, poate chiar anul trecut, cred că am și vorbit de boxele piezoelectrice. Fenomenul piezoelectric este. Generarea curentului electric prin modificarea formei unui obiect. Sânge obiectul respectiv, ai un anumit curent electric la, la borne. Și atunci obții efectul invers. Dacă ai un anumit curent electric care intră în acea piesă, atunci tu poți genera sunet. Și astfel s-au construit boxe foarte, care scot un sunet foarte bun și care au o grosime de numai un milimetru. Deci se poate. Se poate. Chiar să se fac asta. Bine, dar atunci se pune întrebarea, pentru că ai confirmat și tu, în ultima vreme a evoluat foarte mult cunoașterea umană, știința, tehnologia. Unde vom ajunge în ritmul acesta? Destul de departe, destul de departe, dar nu ne putem da seama. Cel puțin eu unul nu, eu unul nu pot, nu pot să-mi dau seama. Ar trebui să întrebăm pe oameni care lucrează în domeniul de cercetare, în mod direct și probabil nici ei nu vor putea spune mai mult de 5, poate 10 ani de zile. Pentru că și acum există o serie de cercetări care se fac în laboratoarele mari din lume, despre care încă nu se știe nimic. Vor fi publicate, să zicem, într-un an, doi. Dar cercetările respective vor pregăti eventual terenul pentru cine știe ce tehnologie de peste 40-50 de ani. Dar nu poți să știi exact unde poți să ajungi. Cu alte cuvinte, ai de unde să știi dacă vei obține, vei obține mașini cu viteza lumine, câte o a sute de ani sau ceva. Nu se știe. Important este că cercetările care se fac acum ne vor ajuta pe viitor și toți banii care se investesc, se introduc în aceste cercetări, deși par mulți, se vor întoarce în zeci sau în sucit către întreaga populație. Deși... Până la urmă, dacă este să ținem cont de tot ceea ce știința și tehnica au dus bun în viața omului și în aceeași măsură și de situațiile în care, din păcate, anumite descoperiri extraordinare au fost puse în slujba răului și, până la urmă, s-au întors împotriva omenirii, cum ai concluziona această evoluție pe parcursul secolelor? Până la urmă, în ce sens a influențat tehnica evoluția omenirii? Pe de o parte, a simplificat viața oamenilor, pe de altă parte, a și complicat-o, pentru că există, să zicem, un fel de simbioză între tehnologia noastră. Noi transformăm tehnologia, tehnologia ne transformă pe noi. Totuși, trebuie înțeles faptul că, oricât de multă tehnologie ai avea, natura umană va rămâne aceeași. Adică, dacă la un moment dat inventezi teleportarea și poți călători pe galaxii, Îndepărtate sau pe alte, măcar pe alte planete din alte sisteme solare, omul va fi același. Deci, influența tehnologiei asupra naturii umane nu, nu este extraordinar de mare. Este vorba de influența asupra anumitor aspecte din viața noastră, care este foarte mare. Altfel, astăzi n-am fi avut sistemele de irigare, n-am fi avut telefoane, n-am fi avut multe lucruri. Dar, Știi, da, te întreb asta pentru că dacă încercăm, așa cum spuneam, o uh, analiză, o percepție de ansamblu asupra realității, uh, foarte multe din, uh, știu eu, să zic așa cu ghilimelele de rigoare, fantasmagoriile, Scrise, de exemplu, în cărțile de povești de Jules, Jules Verne sau mai exact, știu, de altcineva, până la urmă, iată, s-au împlinit. Și atunci am întreb de multe ori, când vedem filmele acestea, SF, oare peste câți ani vom ajunge să trăim în felul acela sau să putem, cum spuneai, să călătorim de pe o planetă pe alta sau între galaxii? Uh, treaba este că și Jules Verne și cei de la Star Trek, de exemplu, care au făcut uh, celebra serie, au avut. Uh, oameni sau au cunoscut ei înșiși tot felul de teorii uh, legate de fizică din uh, momentele respective. Jules Verne a scris uh, 20.000 subleghe, 20.000 de leghe, așa, 20.000 de leghe sub și așa mai departe, uh, știind anumite lucruri de hidrostatică, uh, inventând oarecum uh, instrumentele respective. El nu a scris chiar fantasmagorii. El și-a dorit să se inventeze un, un anumit lucru, a gândit și a calculat multe lucruri, deci el, la el a fost foarte deliberată toată treaba asta. A calculat foarte bine și a știut legile naturii din momentul respectiv. La fel cu Star Trek-ul. Când au făcut seria respectivă, au urmărit teoriile fizicii și au căutat oarecum să. Uh, adauge un văl filozofic, după care să zică, uite, ok, dacă se întâmplă ceva, vom avea la un moment dat, cine știe, călătorii interstelare și așa ceva. Ideea e că și lucrările care ne separ nouă astăzi, SF sau filmele, au un sâmbure de adevăr și, bineînțeles, nu pot ieși înainte să spună, domnule, noi suntem siguri că știința asta va face, dar noi sperăm că acolo va ajunge și... Sunt totul stabilite în știința de astăzi. Pe mine m-a fascinat mai mult un alt exemplu, și mă gândesc că după raționamentul tău, poate putem spera că și cei care au scris, care au făcut filme sau au vorbit despre mașina timpului, poate au avut acolo la bază un fundament real, și că într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, poate vom putea călători și cu această mașina timpului. Ce zici? Eu sper să nu. Sper să nu. Eu sper să nu. și un dezastru. Treaba este că teoria relativității a lui Einstein, să o spun așa la foarte general, îți permite la un moment dat să călătorești înapoi în timp. E vorba de fenomenul de dilatare a timpului. La un moment dat apare un raport în care viteza ta a obiectului în mișcare se o împarți la viteza luminii și dacă viteza ta da, este ceva mai mare decât viteza luminii, atunci obții un timp negativ și teoretic, dacă mergi mai repede decât viteza luminii, mergi înapoi în timp. Este un, este un paradox. Bineînțeles, e un paradox al fizicii, nu înseamnă că vom reuși vreodată să facem asta, pentru că... Dar să trebuie... este exclus. Dacă ai putea ajunge acolo, numai problema este în felul următor. Ca să accelerezi un obiect și să-l... Să-l duci la viteza luminii, ai nevoie de o infinitate de energie. Dacă reușești să obții infinitatea respectivă de energie, atunci foarte bine poți să și călătorești în timp, ceea ce e puțin probabil. Auzi, pot să îți mulțumesc acum o promisiune și să te uh, întreb dacă la una dintre uh, edițiile tale viitoare la TVS cu Tehnocultura uh, o să dedici, uh, uh, să zic, acestui subiect, uh, mașinii timpului? Nu credeai mai mult o speculație, și este fel. Probabil aș putea atinge subiectul tangențial în care să spunem: Există anumite păreri filozofice cum că ai putea să călătorești în timp dacă ai o viteză mai mare decât viteza luminii, și cam atât. Mai multe 5 minute nu pot să dedic. Da, eu îți promit că o să urmăresc cu mult interes acest subiect atunci când o da. să-l abordezi. Aș vrea să te mai întreb pentru că. Uh, unul dintre, știu eu, lucrurile interesante pe care le-am, uh, să zic așa, observat din discuțiile cu tine a fost că uh, nu ai uh, neapărat o structură sau o mentalitate uh, laică. Și atunci aș vrea să te întreb care este, din punctul tău de vedere, un raport normal sau firesc pe care, uh, să zicem, știința și tehnologia trebuie să-l aibă cu viața spirituală pe care, care există cu certitudine și aceea ne definește fără doar și poate. Ideea este după mine eu dacă aș putea a separa total știința de, de orice fel de credință sau religie. Treaba este că sunt foarte mulți oameni care vor să creadă în ceva, în, în anumite forțe supranaturale, în ciuda oricărei dovezi, oricărei dovezi științifice. Treaba este că, din punctul meu de vedere, știința și religia nu au, nu au și nici nu trebuie să aibă nimic în comun. Faptul că un om care face știință la un moment dat are anumite credințe, nu ar trebui să-l împiedice să accepte adevărul științific, în ciuda credințelor lui religioase. Din punctul meu de vedere, libertatea de conștiință, așa cum există și în România, îți dă voie să crezi în orice vrei. Numai că eu nu consider că este ok ca credințele oamenilor să se suprapună peste. Descoperirile științifice, și atunci să fie cumva manevrate, încât să spună știința susține religie. Nu, știința și religia sunt două subiecte separate. Singurul loc în care pot exista unite este în mintea omului. Atât. Deci, asta e părerea mea. Și atunci, și atunci. Te poți gândi foarte bine. Pot exista oameni religioși, dar sunt oameni de știință? Da, pot exista atâta timp cât oamenii de știință știu să respecte adevărul dovezilor științifice. Da, foarte frumos sintetizat. Aș vrea, Manuele, pentru că îmi place tu, ești extrem de iată, și de organizat și uh, într-o discuție, așa cum probabil abordezi și toate aceste uh, teme ale științei și ale tehnologiei. Aș vrea să spunem telespectatorilor, pentru că, um, iată, aceast, această modalitate de a ne întâlni cu un realizator al uneia dintre emisiunile postului nostru, cu siguranță, uh, vă ajută pe dumneavoastră, stimați telespectator să-i cunoașteți și să-i descoperiți pe realizatori, iată și în postura de invitați. De aceea, Manuel, aș vrea să spunem telespectatorilor, pentru că, iată, Tehnocultura, emisiunea de la TVS, se află la un început de drum, dar Manuel este într-adevăr dominat de această idee de a împărtăși semenilor cunoștințele pe care le are și a spune cu îngăduința tatele spectatorilor noștri că avem un alt proiect cel, zic eu, care, wow. pe care îl vom lansa în curând Și în care Manuel va grupa sub genericul întrebările științei alte informații extrem de prețioase pentru noi toți Fiindcă iată spațiul său de la Tehnocultura și conceptul pe care îl are despre această emisiune nu, nu este suficient de larg pentru, ca să, pentru toate noutățile pe care Manuel are de spus? Da, eu am preferat să fac o emisiune separată în care să se prezinte câteva idei subțint. O întrebare, și apoi un răspuns. Iar în emisiunea Întrebările științei se merge pe ideea că nu există întrebare greșită. Și atunci orice întrebi, la un moment dat, va avea un răspuns științific. De cele mai multe ori, cele mai uh, ciudate întrebări sau cele mai aeriene întrebări ar putea avea niște răspunsuri foarte, foarte complexe. Mulți oameni, de exemplu, nu-și nu dau seama că atunci când se uită la soare pe cer, ei nu se uită la poziția lui exactă. Soarele, în mod normal, dacă n-ar fi atmosfera, soarele este puțin mai jos pe cer. Există fenomenul de refracție. Sau, de exemplu, um, de ce este cerul albastru, de ce este întuneric noaptea. Sunt niște întrebări care, la o primă vedere, par a fi întrebări s banale. banale, puse de un copil de 5 ani. Dar uh, un copil de 5 ani pune probabil cele mai pertinente întrebări din punct de vedere al științei. Și atunci, de ce este cerul albastru? Pentru că avem difuzia De ce este întuneric noaptea? Pentru că stelele sunt, galaxiile sunt foarte departe, expansiunea este, universului este accelerată și atunci lumina nu mai ajunge la noi pe cum ne-am fi așteptat. Și există foarte multe lucruri. Sau, de exemplu, de ce orice obiect din lumea asta emite unde electromagnetice? Se numește Black Body Radiation. Și atunci și o piatră emite unde electromagnetice într-un anumit spectru. De obicei, în spectrul microondelor sau undelor radio. Dar astea sunt lucruri mai puțin știute. Și atunci, vii cu o întrebare aparent banală sau groaznic de ciudată și la un moment dat vii cu știința din spate și afli niște fenomene interesante și vezi cum se conectează aceste fenomene cu viața de zi cu zi. Că, de exemplu, când întreb de poziția soarelui și de refracția luminii, afli la un moment dat că fenomenul de fata Morgana este legat de refracția luminii. Și atunci ok, care e legătura între soare și fata Morgana? Ei, fenomenul de refracția luminii. Și sunt... Adevărul asta este. Sunt o mulțime de întrebări pe care mulți nu le pot răspunde. Și atunci, ce mi-am propus eu este să iau legătura cu profesori de obicei de la, de la universitate, în speță de la Universitatea Transilvania din Brașov, și să discut cu ei pe probleme de chimie, biologie, matematică, orice vrei. Pentru că apar întrebări dificile. Ce este energia? Ce este un număr? De ce reacțiile chimice se fac mai cu electronii din afară? poate trece un atom prin alt atom? Sau, de exemplu, cum pot folosi lumina să uh, mici un obiect sau ceva? Sau se poate face fenomenul acesta? Sau de ce eu văd anumite culori, iar un om de lângă mine poate să vadă culori puțin diferite? Sau, de exemplu, de ce un șarpe poate să vadă în infraroșu cu limba lui, iar eu nu pot să văd? Pentru că, deci, par fi întrebări ciudate. Dar întrebările acestea au un substrat științific foarte bine fundamentat, iar profesorii mă vor ajuta să înțeleg și mai bine universul, universul din jurul meu și emisiunea, în schimb, îi va ajuta și pe telespectatori să înțeleagă și mai bine anumite lucruri. Iată, stimați telespectatori, aceasta a fost o primă întâlnire cu Manuel în postura de invitat pentru că, așa cum vă spuneam, este indicat să-i cunoaștem pe realizatori, și ca oameni, așa cum sunt ei, dincolo de postura aceea de realizatori ai unei anumite emisiuni. Așa că, Manuel, aș vrea să promitem împreună telespectatorilor că vom reveni cu discuții de acest gen și încheiem, invitându-i să urmărească tehnocultura, dar și uh, să afle răspunsurile la întrebările științei pe care le vor afla în curând tot la noi la TVS și mănânc o foarte mică întrebare înainte de a pune punct întâlnirii noastre, da. pentru că uh, grație colegului nostru Alex Luca, uh, tu ai avut la uh, promul emisiunii tale o idee foarte bună iată cu roboțelul acela care Uh, a venit să-ți aducă cafeaua. Exact. Uh, eu revin la o întrebare de-a mea. Ce zici? Cam cât mai durează până când o să avem acasă roboței servitorii? <laughs> Nu mai durează foarte mult, atât poți aștepta să fie cel puțin 5-10 ani. Și depinde ce înțelegi prin roboțel, că poate să fie și un roboțel chiar simpluț care la un moment dat știe ne spală să se ducă, sau ne spală rufele. Știe să se Tot ducă până în roboțe, punctul exact. X și să revină. Din ăștia poți să obții chiar și astăzi, dacă ai bani suficienți, dar ceva disponibil comercial probabil în cel puțin 5-10 ani de zile. Dar vom avea. Cine își va permite, probabil, la vremea respectivă câteva zeci de mii de dolari, de ce nu? Ok. Bine, atunci rămâneți aproape de TVS, de tehnocultura și de întrebările fundamentale ale științei pentru ca să aflați secretele lumii în care trăim și pentru ca împreună să evoluăm spre o viață mult mai bună și mai civilizată. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost astăzi alături de mine la această ediție specială a știrilor TVS și noastră pentru că ne-ați urmărit pe curând.